acest volum pe care vreau să-l să-l arăt aici, Republica Moldova la 25 de ani, încercare de bilanț. Este un volum pe care tu, cu Vitalie Sprânceanu și Vasile Ernu, l-ați coordonat acum 2 ani, la aniversare evident a 25 de ani de existența Republicii Moldova, fiind o încercare de cartografiere excelentă, de altfel este, se spune că există studii, există și studii locale foarte bune, un volum excelent, care cartografiază din diferite perspective istoria Republicii Moldova în 25 de ani de existență post-comunistă. Și în acest volum tu ai un text în care faci o sinteză și o radiografie extrem, extrem de utilă a situației politice, a istoriei politice din Republica Moldova în 25 de ani, 27 de ani acum. Și te-aș ruga în această seară să ne expui principalele puncte, fără, desigur, fără a ne relua textul neapărat, dar să ne expui principalele puncte de inflexiune al acestei istorii 25 de ani a Republicii Moldova. Care au fost principalele teme, principalele conflicte, principalii actori care au definit traiectoria acestei societăți și acestui stat în devenirea sa post-comunistă? Bun, deci primul lucru pe care îl putem reține din această istorie a tranziției și care este încă prezent astăzi în viața de zi cu zi din Moldova. Nu știu dacă se aude. Este o sărăcire imensă, o pauperizare teribilă a populației Moldovei după 91 și mai ales spre sfârșitul anilor 90, când iată, mă aud și eu, când veniturile medii ale populației au scăzut cu 75%, deci putem să spunem așa cum vă speculăm, dar au scăzut de 3 ori. Deci, cam putem să tragem o concluzie cumva provizorie că 3 sferturi din populație au fost mai degrabă marcați negativ de tranziție. Și și asta este lucru pe care trebuie să încercăm să-l înțelege. Și faptul că în anii 90 tranziția, această transformare de la un regim politic și economic social la altul a fost făcut într-un mod brutal și prin ceea ce numesc eu prin arderea podurilor, pentru a nu mai fi cale de întoarcere. S-a distrus infrastructură, tot ce era legat de gestiune comunistă, tot ce a fost legat de un fel de gestiune socialistă, colectivă, etc., de stat, a fost nimicit cu reavoință sau din ignoranță sau din dorință de căpătuire, dar s-a făcut această tranziție și cu expertiză internațională, și cu împrumuturi de la marile organizații finanțatoare internaționale. Și ca până la urmă să ajungem la această sărăcire enormă a populației de la sfârșitul anilor 90 și perioada în care Republica Moldova era una din cele mai îndatorate țări din regiune. Din împrumuturile luate de la FMI și de la Banca Mondială și de la BERT și de la datorii pe care nu le va da decât spre sfârșitul anului 2000, deja spre 2007-2008, când a venit iarăși cealaltă criză. Deci, nu vreau să plâng, cumva să plâng de milă și Republica Moldova, dar tranziția a fost o experiență traumatizantă pentru majoritatea moldovenilor, la fel și pentru români, de altfel, nu este o experiență izolată, nu este o istorie izolată, este o istorie a regiunii, regională, și unii au trecut cumva mai repede, alții mai puțin, și aici putem să ne întrebăm din ce motiv, de exemplu, țările baltice au avut mai greabă o transformare rapidă. Bun, am putea să spunem că ei au... Dar e adevărat, ei au fost cumva mult mai tari pe poziția lor, pe dorința lor de a se rupe de trecutul sovietic. Au pus în aplicare foarte rapid niște politici foarte dure,
care le putem numi neoliberale, dar care au, dar în Moldova politicile astea au fost cumva oscilante, au fost cumva și inconsecvente și chiar politicile astea, de exemplu, de privatizare au fost făcute deficient, au fost făcute păgubos. De fapt, a fost o mare furt privatizarea asta. Pe de altă parte, și țările baltice spre deosebire de Moldova erau mult mai industrializate, nu? Asta una exact. Dintre caracteristicile particulare ale Moldovei în acest peisaj, că era una dintre, era unul dintre statele care a reieșit din Uniunea Sovietică cu configurație economică foarte aparte. Sectorul agricol era dominant, oamenii care lucrau în agricultură, procentul de oameni care lucrau în agricultură, de asemenea, aproape de 60% la începutul tranziției, sau 50%. Pentru că țările baltice faceau deja în perioada sovietică o figură aparte în tabloul cumva țărilor, republicilor sovietice. Deci era un fel de văzut ca un fel de occident sovietic deja în acea epocă. Dar vreau să spun că țările baltice au, în primul rând, au avut o coeziune mult mai mare în interiorul țării în momentul în care s-au desprins de Uniunea Sovietică. Deci erau foarte hotărâți de a se rupe de Uniunea Sovietică. Deja din 88-89. Moldovenii față de baltici erau mult mai puțin ferm, ca să spunem așa, convinși de beneficiul desprinderii din Uniunea Sovietică. Am dat în acel articol și un exemplu al unui sondaj de opinie care a fost făcut la începutul și 90 și 91. Și toate aceste sondaje de opinie făcute atunci erau cam în jumătate favorabil desprinderii de Uniunea Sovietică și cu cei care vreau să rămână în componența Uniunii Sovietice. Deci, părerile erau mai degrabă împărțite și dacă aici luăm în vedere și câți din respondenți erau favorabili unificării, erau o minoritate foarte mică care au salutat ideea unirii cu România. Deci, iarăși în contrast cu Baltici. Acum spuneam despre aceste datorii pe care este și explicația neputinței sau incapacității sau revoinței ale guvernărilor din acea perioadă din anii 90, care nu au știut să gestioneze niște credite la urma urmei, nu au avut viziune, nu au avut un concept de dezvoltare pentru Republica Moldova. Au luat cumva reflexiv această formulă de liberalizare, stabilizare monetară și privatizare, fără cumva să o discearnă și fără să o aplice la niște realități care erau locale, au distrus ce s-a putut distruge și în loc n-au pus nimic. Și e și o problemă mare a elitelor politice de la noi. O să spun acum o întrebare mai puțin sociologică. Noi știm că de obicei facem sociologie, ne uităm la distanțe istorice mai largi, la contexte mai ample, dar vreau să provoc această întrebare și anume, cum ar arăta o fotografie la minut, să spunem, un fel de snapshot al societății din Republica Moldova în acest moment istoric. Am vorbit despre tranziție, dar cum ar arăta pentru cineva, să spunem, la limite chiar complet necunoscător despre aceste realități, cum ar arăta o fotografie a societății din acest moment în Republica Moldova la 27 de ani de istoria tranziției și într-un context istoric foarte particular în care ne aflăm astăzi. Care sunt principalele, cum ar fi principalele elemente la un asemenea fotografie, un asemenea tablou, să spunem? Bun, deja că și eu, ca și toată lumea, locuiesc într-o bulă, contactez cu oameni care sunt cumva de teapa mea și în general avem tendința să credem că și în cealaltă parte a societății noastre se trăiește cam la fel. Realitatea este cumva mult mai dură dacă mergem, de exemplu, în satele sau în orășelele mici din Republica Moldova, unde se trăiește prost. Acum fac o cercetare și pe persoane fără de post și fac interviuri cu oameni care sunt complet deplasați și cumva sunt cei mai mari perdanți ai tranziției. Deci am o
am o privire cumva mai echilibrată asupra ceea ce înseamnă, ceea ce ar fi societatea din Republica Moldova. Deci cumva am reușit poate să ies cumva din bula asta. Există, dacă luăm așa de sus în jos, că de la elite politice și economice care stau cea mai bine și care în general încearcă cumva să controleze mersul lucrurilor în Moldova, mai jos avem, putem să spunem, există un fel de elite intelectuale despre care poate o să avem ocazia să vorbim mai încolo și care și ele la fel cumva sunt așa cum le definește și Bourdieu cumva ca fiind un fel de segment dominant în cadrul unui câmp al puterii. Deci cumva mereu au fost dominați de către forțele de putere politică și economică. Deci, nu, și asta e una din probleme. Noi încă nu avem niște intelectuali foarte vocali, niște intelectuali încă cu o poziție cumva relativ autonomă, autonomizată față de ceea ce... Și de altă parte avem un segment al ceea ce se cheamă societatea civilă, adică niște lideri cumva din sectorul ăsta non-guvernamental, civic, și care sunt destul de activi în ultimă vreme și care la fel și nici ei nu au o mare independență cumva, nu au decât o putere decât de a critica ceva ce se întâmplă acolo sus, dar nu au putere reală de decizie. Și în ultimă instanță la treapta de jos a scării astea sociale avem populația majoritară care a cărei participare politică iarăși este destul de limitată și limitată la actul de votare care se întâmplă periodic și pe care îl și boicotează sistematic. Deci avem o participare politică de jos destul de limitată, destul de sumară și aproape inexistentă pe loc și instrumentalizată cumva de către forțe politice din afară. Deci, cumva, o schiță așa mai grabă, o caricatură a ceea ce se întâmplă a societății din Republica Moldova. Rămânând în prezent, recent au fost alegeri la Chișinău pentru primărie și rezultatul, adică victoria lui Andrei Năstase, a fost primită cu surpriză, dacă am înțeles bine, sigur în România, din comentariile pe care le-am urmărit aici, dar am înțeles că a fost o surpriză similară și la Chișinău, cel puțin în anumite segmente ale societății. Și vreau să te rog să reflectăm, să ne dai un punct de reflexie asupra acestei victorii, nu neapărat din această perspectivă electorală, sigur că și partea asta este extrem de importantă, cine a votat sau care ar fi mecanismele din spatele acestei victorii, dar mai degrabă din o perspectivă puțin mai amplă a sistemului politic și a relațiilor politice din Moldova în acest moment, anume această relație privind partidele pro-occidentale, partidele anticorupție și inevitabil nu aducând pe masa discuției problema ceea ce se numește oligarhii și problema statului capturat. Și această întrebare nu vine tocmai din faptul că cel puțin în România, dar din ce am citit și în Republica Moldova, poate ne detaliezi mai mult, victoria lui Năstase a fost interpretată totuși ca o ruptură de tipul acesta, pe linia aceasta de anticorupție, de luptă anti-oligarhie, care nu ar fi părut posibil în ultima instanță. Și vreau să te rog să ne dai o direcție de reflexie în aceste zone. Da, deci victoria lui Năstase, bă, Andrei Năstase, a fost într-adevăr cumva o surpriză și nu prea, pentru că dacă judecăm după felul în care s-a votat în municipiul Chișinău de după 91 încoace, niciodată nu a câștigat un candidat pro-rus în Chișinău. Deci Chișinău a rămas cumva un fel de nu știu dacă e o insulă, dar în orice caz un teritoriu cumva în care forțele, în care de fiecare dată un candidat pro-european, putea să-mi spune în bară sau pro-român, cumva de fiecare dată a câștigat, chiar dacă pe muchie. Pentru că de fiecare dată se câștiga la 52-48 candidatul pro-european
afară român și din cealaltă parte candidatul rus. Și totodată e o surpriză pentru că Andrei Năstase e un politician nou în lumea politică din Moldova și face parte din categoria asta politicienilor recent apăruți, mai ales în 2015, ca să fiu mai în contextul nemulțumirilor populare care au apărut, au izbucnit după furtul miliardului, care a avut loc 14 noiembrie, chiar în noaptea alegerilor parlamentare, deci culmea cinismului, deci în momentul în care... Deci, după asta apar aceste grupuri, două partide, la început era mișcare civică, platforma Demnitate și Adevăr, și mai târziu apare și partidul Maesandru, Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci, astea două partide apar în contextul acestor nemulțumiri populare. Putem să spunem cumva că există și un partid pro-rus care a apărut cumva, s-a afirmat și a luat amploare cumva în același context al nemulțumirilor populare din 2015. Este vorba despre nașa parte a partidul nostru, partidului lui Usatăi. Mm-hmm. Și cumva tangențial și Dodon cu partidul său socialist a încercat să capitalizeze pe acest context al nemulțumirilor anti-oligarhice din 2015. Deci, și nu întâmplător, la un moment dat au făcut marșuri împreună aceste patru partide. Ele acum se desprețesc cumva reciproc, în afară de Maia Sandu cu Năstase, care acum coaliază. Scuze, dar Usatăi fiind unul dintre oamenii care au fost la Leș ca primar, nu? Pe această platformă, cumva mai devreme decât Năstase. Și acum am avut din nou la Bălți alegeri anticipate, am uitat să... A fost nu doar la Chișinău, da. și la Bălți, fiind cumva anterior acestui victorii în Chișinău a forțelor. Da, deci Usatăi a fost primar. A ales al orașului Bălți și după care a fost cumva el s-a considerat cumva persecutat de către guvernare, a plecat la Moscova și de acolo cumva a condus primăria orașului Bălți prin Skype, cum se spune, și după care a fost înlăturat, a fost cumva o răsturnare cumva de palat, dar până la urmă tot partidul său, partidul nostru, de fapt, a câștigat primăria la Bălți. Cumva e un simptom, dacă vrei, că în Moldova cumva există într-adevăr o răscruce, cum spui tu, acum, pentru că există niște forțe politice care au apărut în câmpul politic, să spunem așa, din Moldova, pe fundalul acestor nemulțumiri populare și nemulțumiri crescând de față de guvernarea care s-a dovedit coruptă, care a capturat statul și instituțiile statului. Și, deci, e important să localizăm cumva și să definim cumva, să încercăm să caracterizăm aceste forțe noi politice. Și aici, mi se pare că una din marele cotituri este că în discursul și în felul în care se manifestă ele, aceste forțe noi, mă refer la PPDA, Demnitate și Adevăr, și PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate, este faptul că au evitat cumva tematica identitară și geopolitică. Pe tocmai pentru a solidariza mulțimea împotriva unor probleme cumva politico-economice, cea marii corupții și a oligarhiei, cum se spune, discursul politic cumva comun și al capturării statului. Și astfel au reușit cumva să adune un număr destul de mare de aderenți. Maia Sandu a reușit chiar și mai mult decât Andrei Năstase, dar acum împreună vor să meargă în alegeri. Bun, păstrând discuția în această zonă discuțiilor despre probleme urbane, probleme concrete ale vieții de zi cu zi ale cetățenilor Chișinăului, dar la Moldovei în general, vreau doar să schimb perspectiva și să te întreb despre
mișcările care sunt în afara politicului și în afara discuțiilor politice legate de alegeri, mișcări politice ale dreptului la oraș, cum au fost numite. Știu, de exemplu, colegul tău, Vitalie Smeceanu, cu care împreună coordonați platforma MD, este foarte implicat, el și cu alții, desigur, este foarte implicat în diferite mișcări de salvare a orașului, ceea ce numește David Harvey Right to the City. În ce măsură tipul ăsta de mișcări, care sunt sigur extrem de politice, extrem de politizate, foarte la firul ierbii, în ce măsură tipul ăsta de mișcări, de mobilizări politice și sociale, reușesc să schimbe agenda publică în orașe precum Chișinău și în politica moldovenească în sens mai larg, în ce măsură atrag, în ce măsură pot genera, cum e și cazul platforme, un tip de mobilizare deopotrivă socială, politică, ideologică, care este în afara mainstream-ului politic și totodată contestându-l pe acesta. Ce șanse sau ce gravitatele de acestor mișcări? Da. Deci, mișcările astea, Right to the City, cum spuneai tu, de Harvey, este destul de elitistă cumva și insular în Chișinău, pentru că nu mai spun de celelalte orașe. Există niște organizații, mai mult sau mai puțin formale, care au militat cam pe două nivele. Unul este de cel al cumva al salvgardării cumva spațiilor publice în fața invazii mașinilor. Și deci au plăcut câteva asociații și niște forțe, cum forțe de rezistență urbană în planul ăsta. Și pe de altă parte există și o mișcare de rezistență față de acapararea, ceea ce se definește ca un fel de acaparare economică. Privatizarea, de fapt, privatizarea anumitor spații, inclusiv spații culturale, așa cum avem acum acest cinematograf, Gaudiamus, care a fost demolat. Da. Ok. Mulțumesc. Și sau o altă luptă care s-a dus mult timp, a fost proiectul construcției unui hotel mare de 13 etaje în chiar parcul central al orașului, lângă Aleea Clasicilor. Cine a fost la Chișinău poate știe. Și în locul unei foste cafenele pentru copii care se numește Gubuța. Și deci cam e același un fel de acaparare a unor spații publice și cumva de sociabilitate care are loc după același cumva ca la pod. Există niște, de obicei se face într-un mod foarte puțin transparent, cu elemente de corupție și se ia terenul pe niște bani, pe niște mărunțiși, după care spațiul ăsta este și așa se demolează clădiri, monumente, spații culturale, cum vă spuneam, cam toate, cele mai multe cinematografii din Chișinău au avut această soartă. A fost procurate, privatizate și până la urmă nimicite în funcția lor de instituții culturale. Pe de altă parte, aș spune că există niște forțe cumva relativ timide, aceleași care se luptă și pentru spațiul public și care militează cumva și împotriva, de exemplu, a gentrificării sau ceva a orașului, dar el, iarăși, e un discurs foarte, foarte izolat, cumva, insular și nu este unul care am putea să-l identificăm cu o mișcare. Așa cum probabil că se întâmplă deja puțin mai mult în București și cu atât mai mult în vest. Deci există problema asta a unei insecurități rezidențiale, adică oamenilor care se locuiesc în condiții foarte precare și care sunt în risc de a-și pierde domiciliul. Și pentru
situație de vulnerabilitate multidimensională în care se află și de care, în general, sunt foarte vulnerabili și în fața unei avalanșe cumva economice din partea unor grupuri de putere economică. Și există deci toate premisele pentru asta, dar încă nu avem o solidaritate foarte puternică la nivel societal, ca să spunem așa, și în același timp nu există grupuri de presiune pentru care s-ar solidariza cu aceste grupuri marginale vulnerabile.